Salutare, toată lumea! Bine v-am găsit la un nou episod din Soccer Manager și poate cel mai urmărit episod, cred că va fi acesta în care avem derbiul cu Steaua București. Să vedem ce spun și acești doi prezentatori. Ce meci! Dinamo București, Steaua București! Este o zi minunată să fii prezentator. Așa trebuie să fie fotbalul. Toate ingredientele pentru un meci mare sunt aici. Să vedem ce se va întâmpla. Da, cu toți am acceptat acest moment. Comentatorul nostru îmi transmite că jucătorii sunt gata să intre pe teren. Să vedem în prima repriză ce vom face. Nu știu, am o impresie foarte grea. Cred că vom pierde cu Steaua, pentru că Steaua are jucători foarte buni. Da, vedem că începem bine cu Nistor, care... Oh, și Boldrin. E o minge foarte bună, Alibek. Să vedem dacă Alibek... Oh, am scăpat ușor. Alibek a început bine, cred că ne va da și gol. Romera! Ce amplasare? Oh, William, cred că e William de Amorim. Gol, Steaua București, William de Amorim. O finalizare superbă din partea lui. Boldrin ia un cartonaș galben. Da, din păcate, la pauză ne conduce Steaua București cu 1-0. A fost o primă repriză reușită, revenind după publicitate. Îi invidiez pe cei de pe stadion și mai avem încă 45. Cred că jucătorii revin, să revenim. Nelu, ce nume au! Să vedem, începe și a doua repriză, sperăm să egalăm. Mingea perfectă, Romera. Nemeț, hai Nemeț! Adam Nemeț! Oi, mă, Nemeț! Adam Nemeț, atacantul nostru, foarte, foarte bun. Se pare că Steaua a făcut achiziții destul de bune. Enache ratează și Enache. Este un jucător pe care îl avem pe lista de transferuri. Palici. Hai, Palici! Palici! Nu cred așa ceva. Cred că Steaua ne va bate în această partidă. Noi sperăm să revenim măcar până la final, să facem un egal aici. Se pare că Alibek. Alibek ratează și Alibek. Hai, mă, Dinamo, hai! Încercăm să revenim. Nemes ratează, Alibek, Moche, vedem multe ratări. Ia Colis de la noi, ia un cartonaș galben pentru cine are un adversar de tricou. Care că Alibek va marca la această fază. Alibek! Marchează Denis Alibek! Și această partidă se termină foarte, foarte ușor pentru cei de la... O, încearcă și o farfecă Denis Alibek. A ratat Denis Alibek. Măcar să dăm și noi golul de onoare, ar fi ceva foarte, foarte bine. Tamaș este înlocuit de Momcilovici. Steliano Filip. Hai, Filip. Ce ratare, Filip. Nu-mi vine să cred. A intrat și Șerban. Hai. Hai, apărați-vă bine aici să nu luăm golul cu numărul 3. Da, din păcate am pierdut această partidă cu Steaua București. 2-0, vine să crezi, Ilie, ne poți spune ceva decât cum a jucat Dinamo București? Echipa a făcut un meci slab. Cred că se impune unele schimbări, nu am mai văzut așa ceva de când. Va trebui să încep cu 11 pentru a avea o șansă reală. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm mâine cu noul nostru meci. Da, din păcate am pierdut această partidă. Avem un meci cu cei de la CFR în faza 1. Suntem... A fost un meci de luptă, cred. Din păcate am pierdut 2-0. Consiliul este nemulțumit. Este într-o ședință. Să-mi spuneți dacă vreți să părăsesc echipa. Dinamo București să iau altă echipă. Poate vreți o echipă mai slabă. Sau de ce nu să rămânem chiar la Dinamo? Lista de transferuri. Trebuie să facem ceva cu echipa. Pentru că nu se mai poate așa ceva. Un egal cu Gaz Metan și o înfrângere. Avem o victorie, un egal și o înfrângere. Încet, încet mergem în jos.
Vedem aici ce transferuri. Aganovic a plecat și el de la Steaua. Da, dacă vreți să mai vedeți episoade din Online Soccer Manager, vă invit să intrați pe canalul meu, să vă abonați, să lăsați un like și un com dacă vreți să mai vedeți alte serii sau... Acum, recent mi-am descărcat Critical Ops, vreau să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să joc și eu jocul. Așa că vă mulțumesc că m-ați urmărit încă o dată. Salutare!